Istoria și misterele sale descoperite de elevi în cadrul programului Școala Altfel. Amicii istoriei, coordonați de profesorul Romeo Popa, au ajuns astăzi la sediul Arhivelor Naționale din Severin. Acolo au aflat importanța păstrării documentelor vechi și în același timp au avut acces la câteva dintre acestea. Voi trebuie să rețineți că la Arhivele Naționale se depun toate documentele cu valoare permanentă, cu valoare istorică, deci permanente, și apoi permanentele în suborganizarea lor sunt cu valoare practică, și o să revin la acest lucru, și cu valoare istorică. Cele cu valoare istorică, v-am spus la începutul întâlnirii, sunt destinate, toate sunt destinate cercetării, sau aproape toate, pentru că au un anumit de regim, dar cele cu valoare istorică sunt cele care asigură baza cercetării monografice, a studiilor de specialitate. Amicii istoriei au ajuns la Arhivele Naționale din Drobeta-Turnu Severin, continuând șirul activităților din programul Școala Altfel, prin care școlarii descoperă secretele trecutului. Deci, acesta este un document unde s-au înregistrat actele sau nașterile, cununiile și decesul. Se numește Condică pentru botezați. Aici. Astăzi am învățat cum s-au format Arhivele Naționale de la Drobeta Turnu Severin și pe mine mă ajută să învăț aceste lucruri, deoarece aș vrea să dau la Facultatea de Istorie și îmi plac foarte mult istoria, îmi place. Este materia mea preferată și îmi doresc mereu să învăț lucruri noi. Mi s-a părut această vizită o ocazie inedită, pentru că nu oricine ajunge la arhivă, sunt documente de importanță națională foarte mare și eu cred că dacă noi ajungem să vedem aceste documente, ne putem cunoaște mult mai bine istoria orașului și putem să aplicăm ce am învățat la școală în mod interactiv și să înțelegem mult mai bine. Școlarii au plecat încărcați cu informații istorice și au rămas încântați după vizita de la arhive. De altfel, zilele acestea, elevii au vizitat mai multe vestigii istorice și obiective turistice, iar programul va continua și mâine. Eu cred că este o lecție de istorie foarte utilă lor, în primul rând, să cunoască ce înseamnă acela un fond arhivistic și cum se desfășoară de altfel munca de cercetare pe baza de documente, având în vedere că noi la cercul de istorie ne bazăm activitățile pe studiul unor informații pe care copiii le strâng și le prezintă sub formă de referate. Am căutat să le expun câteva lucruri despre istoricul instituției Arhivelor Naționale în general, importanța unor arhive, păstrării unor arhive județene pentru trecutul acestei părți de țară, să spunem, și regimul de păstrare, regimul de cercetare, rostul Arhivelor Naționale în contextul societății actuale, a importanței cercetării științifice. Le-am expus și le-am prezentat cele mai importante, de fapt, din punctul nostru de vedere, importante sunt toate documentele, dar pe cele pe care le-am considerat că sunt cele mai potrivite și receptive. Mâine, amicii istoriei vor merge în vizită la Scorpionii Roșii, militarii de elită din Batalionul 26, Infanterie Neagoe Basarab din Craiova.